Cel mai mare pod hobanat din România, care se construiește la Giga și traversează canalul Dunăre-Marea Neagră, are o nouă formă. Ultima piesă metalică ce lipsa din tronsonul central a fost montată cu ajutorul unor macarale plutitoare. Face legătura între tronsonul de pe malul stâng dinspre Constanța și cu cel despre malul drept dinspre Giga. Deci în momentul ăsta deja finalizăm ultimile pregătiri în vederea sudării, care o să dureze probabil 2-3 zile. Execuția a depins în principal de condițiile meteo, însă a fost efectuată cu succes. Podul suferă dilatări, contracții, la temperatură înaltă se dilată și la temperaturi de peste 30 de grade, vă dați seama, aveam dilatări foarte mari. A fost o lucrare destul de complexă. A trebuit să așteptăm ca variațiile de temperatură să fie cât mai mici. Echipele de muncitori dau zor să termine lucrarea, mai ales că au existat termene de finalizare depășite. Podul nou de la Giga este o realizare unică în România. Este cel mai mare pod hobanat, fiind realizat după un proiect creat în anii 80. Constructorii speră ca opera să fie desăvârșită până în luna octombrie, după ce vor fi efectuate și lucrările aferente infrastructurii rutiere și de acces în portul Constanța. Însă nimic nu este sigur.